în veacul al VI-lea, după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, credința creștină pătrunsese deja în toate continentele lumii cunoscute până atunci. În acea vreme, trăiam părțile de nord ale Africii un vameș, anume Petru, foarte nemilostiv și rău, care niciodată nu miluia pe săraci, nici fapte bune nu făcea, nici la biserica lui Dumnezeu nu mergea, iar la moarte nici că se gândea vreodată. Grișa lui permanentă era cum să-și sporească bogățiile, cum să strângă de la oameni biruri mai multe și cum să trăiască mai bine. Urechile sale erau surde la suferințele altora. I se dusese vestea în tot ținutul de nemilostivirea lui. Însă, bunul Dumnezeu, cel iubitor de oameni, cel ce nu vrea moartea păcătosului, ci cu judecățile sale rânduiește mântuirea tuturor, în marea sa milă a chemat la mântuire și pe acest Petru nemilostivul. Într-o vreme, săracii și scăpătații, stând la ulițe, lăudau casele celor milostivi și se rugau lui Dumnezeu pentru dânsii, iar pe cei nemilostivi îi ocărau. Fraților, ce soartă crudă, avem noi ăștia cei săraci. Să fim mereu în lipsuri, mereu în golătate. Vara în arșiță, iarna în ger. Să n-ai tu unde să-ți pleci capul. La cei răi nemilostivi le merge numai bine. Au tot ce vor, toată lumea respectă. Noi, înjurați, uliți, loviți cu pietre, asta e soartă. Grea soartă ne-a dat nouă Dumnezeu. Asta zici tu, grea soartă? Cine a fost cel din tâi care n-a avut unde să-și plece capul? Cine a fost cel ce n-a avut două haine? Ia spune, numai întâi el, însuși Dumnezeu, a fost cel ce a pătimit toate acune. Pe tine te obiceui cineva pentru Dumnezeu? Da. Hai, spune! Te obiceui cineva? Chiar așa, da. Pe mine? Păi de ce să mă obiciuiască? Ce, am făcut vreun rol la cineva? N-am făcut niciun rău la nimeni. De ce să mă obiciuiască? Spune, ție ți-a dat cineva măcar o palmă pentru Dumnezeu? Da? Hai, spune, măcar atâta lucru. Măcar o palmă. Da. Ce rău am făcut eu? Ce legătură am eu cu Dumnezeu? Dumnezeu a venit, s-a răstignit pentru noi, pentru că era Dumnezeu. Eu... Astea-s copilării? Jertfa lui Dumnezeu, crezi că e un lucru de nimic? Eu n-am zis lucrul ăsta. Atunci? Și eu îl iubesc pe Dumnezeu. Am văzut. Să știți că fiecare duminică eu sunt la biserică. Da, ați văzut? Da. Ca să cerșești la ușa bisericii. Să cerșești sau nu cerșești, asta e treaba mea. Nu mai de asta. Dar nu trebuie să câștig și eu pâine? Da. Duminica. Cel ce nu muncește să nu mănânce. Nu spune așa. Și ce dacă stau la ușa bisericii? Ori în biserică, ori la ușă, tot aia e. Credința s-o ai aici? Da. Eu cred că a fi un creștin adevărat înseamnă să nu omori pe nimeni, să nu faci niciun rău. Dumnezeu știe, ne știe care suntem buni și care suntem răi.
Da, da. Nu trebuie să câștig și eu pâine. Din ce să trăiesc? Să știți că vin sunt vremuri grele. Trăim vremuri grele, murim de foame. Cine mai are timp de biserică? Ăsta e timp pierdut, ăsta e timp pierdut, ascultați-mă ce vă spun. Trebuie să facem ceva. Timp pierdut. Nu e, maică, niciun timp pierdut, că Dumnezeu nu ne va lăsa să murim de foame, maică. De ce te frică dacă duminica la biserică mergi? Postul ții, toate le faci, Dumnezeu nu te va lăsa, maică. Vorbește tu, mamă, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e iubire, Dumnezeu e totul pentru noi, Dumnezeu. Nu ne va lăsa pe noi Dumnezeu pentru nimic în lume. Ba nu! Avem nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne va lăsa. Dumnezeu ca Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne ducem neapărat la biserică. Credință e oriunde. Și ce dacă? Ce să mă duc la voi să pierd timpul acolo 3 ceasuri și mintea să fie la 1000 de stadii de depărtare la pomana altuia? Lasă că știu eu cum faceți. He, ce să face? Fiecare are credința lui. Eu am credința mea. Ai de credința ta. Cum poți să spui că ai credință când te îngrijorești și cârtești mereu la necazurile acestei vieți? Mai poți cârti la necazurile de aici când știi că te-a pătimit Domnul Hristos Mântuitorul pentru tine, ca să-ți dea și ție raiul, nenorocitule. Pentru tine a venit, ca să-ți dea fericirea veșnică, bogăția aceasta cea fără de sfârșit și nepieritoare. Pentru tine care gol ai venit în lume și gol vei pleca. Pentru tine un amărât de cerșetor, care n-ai făcut nimic în această lume pentru oameni și nici chiar pentru sufletul. Iar noi, ce suntem pe lângă Dumnezeu? Niște vieri puturoși și pe deasupra și nemulțumiți. Ieri nemulțumiți. Asta. Sufletul nostru, al meu, al tău, al oricare dintre noi, oricât ar fi de păcătos sau de drept, de bun sau de bogat, oricât ar fi de neputincios în lumea aceasta, el pe acestea le dorește Dumnezeu. Nechioră e mațele. Eu cred că Dumnezeu putea să fie și mai milostiv cu noi. Nu credeți? O, nerecunoscătorule, nu ți-e rușine să cârtești astfel? Ce vrednicie mare ai tu în fața lui Dumnezeu ca să-ți dea ție o altă soartă? Oare nu-ți dă de ajuns? Nu crezi că viața veșnică e o bogăție mai mare decât orice? Viața veșnică. O, neînțeleptule cu mintea, ai vrea cumva să ți-o înjumătățească? Sau să ți-o dea pe toată pe aici, pe lumea asta? Vreau să-mi dea și aici. Nu cred. Cum? Ce spui tu? Oare nu are grijă Dumnezeu și pe aici, pe lumea aceasta, de noi? Și încă. Uite câți oameni milostivi ne ajută, că aproape că n-a fost zi în care să nu primești ajutor de la cineva. Uite, bună stăpâna Anina, câte milostenii face, Dumnezeu să-i dăruiască sănătate. Câtă grijă poartă de noi cei săraci. Nu crezi că și aceasta este o purtare de grijă a lui Dumnezeu? Mare purtare de grijă. Nu fi nerecunoscător. Sau stăpânul Porfirie, da, care la fel și el, după ce ne ospătează la mesele lui, ne dă de alegurii și pentru a doua zi, ca să nu te culci cu burta goală. Dă că și are, că dacă n-ar avea. Pe binefăcătorii noștri, sau stăpânul Arcadie, și el la fel. Și el? Care în fiecare seară, după ce ospătează săracii, îi lasă să și doarmă în curțile sale. Da. Le dă așternuturi și toate cele. Oare aceasta nu e o purtare de grijă a lui Dumnezeu? Dumnezeu e mare, e milostiv și iubitor de oameni. Are grijă de fiecare sărac și oropsit al lui. Când mă gândesc la ceea ce mi-a dat, sănătate, fericire, liniște sufletească pe care puțini o au. Așa e. Și la marea promisiune ce o dă, viața de dincolo. Nu știu că de-aș avea 1000 de vieți și cred că tot n-aș putea să-i răspătesc. 1000? Da.
Să știi că și eu mă simt îndatorat și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Însă, ia să-mi spuneți voi mie, cum se face asta? Noi, de bine de rău, mai mergem și la biserică, mai postim, de vrem sau de nu vrem. Iar Petru Vameșu, care e cel mai nemilostiv om, ați auzit de el, ați auzit, e cel mai rău om din cetate. Și lui merge numai bine. Are case, are bani. Da, da, are tot ce vrea. E un om fericit? Da, da, averea aduce fericire. Cum ăsta acum a făcut Dumnezeu? Ia să-mi spuneți. Petru e cel mai nemilostiv om din cetate. Deși are bogăție de nu-i mai știe număr. Uită-te la el. Așa, așa. Când vede vreun sărac la poarta lui, îl suduie și îl gonește cu pietre. E, cum a făcut? A luat cineva ceva de la el? Ia spune. A luat? Dacă n-ai luat de la el. A luat cineva? Diavolul ăla, cine să ia? De la unul ca ăsta? Ce minte slabă ai. Tu n-ai înțeles că Dumnezeu i-a lăsat omului voință liberă? Ce vrea omul să dobândească, mai are. Cine vrea bogăție pământească, poate dobândi. Cine vrea bogăție cerească, de asemenea. Uite, tu, dacă vrei bogăție pământească, o să te faci tâlhar. Da, 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 așa ești. Da, așa ești. Da, așa ești. Da, așa ești. De ce nu te faci tâlhar? De ce nu te faci tâlhar? Doar vrei bogăție. Tâlhar? Da, nu era ideea. Ha? Și credeți că îmi va fi mai bine? Da, asta tu știi. Da, da. Tâlharii ăștia nu prea o sfârșesc bine, așa-i? Asta, așa e. Și pe urmă să duc și în iad. Oho, sigur. A, deci asta vreți voi. Lasă că vă cunosc eu, voi vreți să mă duc în iad. Asta vezi voi, lasă că vă știu eu răutatea voastră. Faceți-vă voi tâlhari, vedeți-vă de treabă, nu mă fac tâlhari. Vezi, deci tu vrei raiul. Dar ce tu nu-l vrei? Vrei bogăția cerului, în primul rând. Da, dar vreau să am și o bogăție. Să am și o slugă de asta, o bogăție de asta. Să fac și o milostenie la săraci. Să fac și eu fac de bun. Eu cum să mă agonisez mântuirea? Crezi că te mai aduce de aminte de vorbele de acum dacă ți-a dat Dumnezeu bogăție? Da. Ai dat până și de sufletul tău. Da, da. Ce crezi tu că Petru ăsta nu știe și el? Nu știe și el că are un suflet? Crezi că nu știe și el că e un rai? Dacă nu știe că e un iad? Nu merge la biserică. De ce nu dă și el la săraci? De ce nu face și el milostenie? Să-și îngrijească de suflet? De ce? De unde știe? De unde să știe toate acestea dacă el nu vine la biserică? Poate că dacă Petru s-ar întoarce la Dumnezeu, ar fi de 1000 de ori mai bun decât noi. Da, Dumnezeu face din uscat verde și din mort viu. Așa e. Da. Asta s-o crezi. O cred. Nu crezi? Nu crezi? Ce înveți, Damie, dacă mă voi duce și voi lua milostenie de la Petru? Du-te! Du-te! Du-te. Du-te. Avem nevoie. Cred într-un Dumnezeu cu rugăciunile voastre că Petru mă va milui. Da, da, da. Du-te! Așa du-te. E. Du-te! Doamne, du-te. Ajută! Să-i arăt și lui că se poate. Dacă tu mi-aduci milostenie de la Petru, pâinea mea de mâine ți-o voi da ție. Cum tu crezi că mâine vei primi o pâine, așa și eu cred că Petru mă va milui. Du-te, du-te. Cu Dumnezeu înainte, du-te! Du-te. Dumnezeu să-ți ajute! Întărit de nădejdea ce o avea în Dumnezeu, cerșetorul porni hotărât să primească milostenie de la Petru. Convins fiind că Dumnezeu în marea lui milă de va vrea, va putea înmuia și inima acestui vameș, oricât de împietrită și de păcătoasă ar fi ea.
pierd de foame. O pâine, stăpâne, una singură. Cum mă dă aici? Stăpâne, fie-ți milă, îndură-te, stăpâne. La muncă, nenorocitule. Stăpâne, ești bogat. Ia uite la el. Stăpâne, una singură. Nu vrei singură. Să pleci, mă? Stăpâne, te învăț eu minte. Una singură, unde e o piatră? Stăpâne, pierd de foame. O piatră. Fie-ți milă, îndură-te și miluiește-mă. Ia. Dumnezeu să-ți răspătească, stăpâne. Tată Sfânt, când te strânge încet ființa, când frigul te pătrunde adânc, mai poți să stai. Priviți, am luat pâine de la Petru. Iată, e pâine de la Petru. Petru ne-a miluit. Iată, Doamne, slavă ție. Priviți. Ce se poate? Privește, pune mâna și crezi. Iată, e pâine de la Petru. Vezi că Dumnezeu poate face din mort viu? Ce mai zici, maică, acum? Ce mai zici? Hai, spune. Hai, spune. Acum crezi? Pâine de la Petru? Da, da, da. Da. Dumnezeu i-a muiat inima? Nu cred că e pâine de la Petru. Oh, necredinciosule! Dacă nici din asta nu crede... Necredinciosule! O, inima pietrită! Nu cred că e pâine de la... Cum? Nu crezi? A făcut o minune. Stai. Și nu vrea să vadă. Ia-o, omeri. Ia-o, ia ta! Doamne! Mă, tu poți să faci pentru milostiv și de acum înainte. Și Petru! Noi avem nădejde că vom plinează și ea. Dumnezeu, însă în marea lui dragoste și milă, nu a lăsat să se piardă nici sufletul zdrențuit de păcate al acestui vameș. Astfel, după două zile, s-a îmbolnăvit vameșul și, fiind aproape de moarte, a avut o vedenie. Nu sunt o stare de leșină. Iraida, draga mea, am auzit de necazul tău și am alergat într-un suflet. Îți mulțumesc că ai venit. Cum se simte? Rău, foarte rău. Petre, Petre, mă auzi? Fratele meu, băi, bine, dar cum s-a întâmplat? Așa deodată i s-a făcut rău. Nici doctorul nu știe ce să ne spună. Păi, cum aș vrea să te ajut? Cu ce aș putea să fiu de folos? Mi se rupe inima de el. Bunul meu frate. Oh, ce om bun și cum se cade. Altul ca el nici nu mai e în cetate.
Doctore, mai scapă. Ce să vă spun? Este într-o stare de inconștiență atât oricum. Aoleu! Fratele meu! Fratele meu, să nu mor, Petre! Petre! Fratele meu! Cum te ne faci una ca asta? Fratele meu! Petre! Petre! Încă nu mi-ai făcut acte pe pământurile de la altfel. Fratele meu! Ce vindeasă ai fost tu, Petre! Cu gât moștiet nu te-ai bătut tu! Pe gât nu i-ai înghițit! Petre! Fratele meu! Terasă, nu? Gata! Suntem liberi. Cu averea ce ne rămâne de la unchiul, vom putea să colindăm lumea întreagă. Și vor avea de bine de rău cu ce trăiesc și copiii noștri. Nu-i așa? Uite ce! Lumea vorbește multe despre unchiul tău și spune că a fost un om foarte rău. Este adevărat? Tu, câine de om! Era cel mai curut vameș. Vameșii de rând s-o obișnui săracul de la sine putere ca să strângă ei birul strâns de împărat. Unchiul meu ăsta așa era de lacom că strângea birul de câte 5-6 ori pe an. Ăștia care nu aveau, că erau oameni săraci și nu aveau să dea birul, nu le lăsa nici mâncarea pentru a doua zi. Ce răută. Peste tot umbrea numai cu ostași după el. Dar acum l-au ajuns strigătele oropsiților că Dumnezeu nu doarme. Aduceți un preot. Aici în casă la fratele meu! Să nu-i vorbești pe aici! Doctore, cum te permiți? Cum o să moară fratele meu? Nu! Fratele meu nu moare! Doctore, v-ați înțeles cu toții să moară fratele meu! Lăsați-mă în pace! Nu! Fratele meu! A murit. Ceva. Bă, ai fost mort! Am fost mort? Da, ai fost mort! Bă, parcă am visat ceva, dar n-a fost adevărat. N-a fost adevărat? Ba da,
Ba da, a fost adevărat. Mi-au arătat îngerii toate păcatele. Vai, câte am! Ce voi face eu? Cum le voi plăti? Pâinea. Unde-i pâinea? Ce vorbești, Petre? Ce pâine? Tăticule, despre ce vorbești? Ce pâine? Ce balanță? Ce îngeri? Te simți rău, tăticule? Nu, nu mi-e rău. Cum voi petrece eu în veșnicie? Tăticule, despre ce vorbești? Mai există o altă lume în afară de aceasta pe care o vedem cu ochii? Mai există o altă viață? Tu, tăticule, niciodată n-ai vorbit despre așa ceva. Oh, cum am înșelat și eu ticălosul. Cum mi-am cheltuit vremea în zadar. Ce mi-au folosit mie toate bogățiile, toată averea? Tăticule, văd că ne vorbești despre altă lume. Poate că o altă țară în care tu vei pleca curând. Acolo unde te duci, ai tu, tăticule, case, bani, averi. Ai tu unde să-ți pleci capul. Vai mie, ticălos. Acolo sunt mai sărac decât ultimul dintre cerșetori. Acolo n-am nici casă, n-am nici masă, n-am nici bani, n-am nici avere, n-am nimic. Am numai o pâine. Petre, noi nu prea înțelegem ce ne spui tu. Noi plecăm și te lăsăm să te odihnești puțin. Nu, nu, stați aici. Stați aici. Acum vă povestesc toate. Că poate nu mai am timp. Iată ce s-a întâmplat. Stând eu aici, în pat bolnav, deodată sufletul mi-a ieșit din trup și am fost dus la judecată. Eram în fața unei balanțe mari. În partea stângă erau niște deavoli cu coarne și cozi, așa de urâți și de înfricoșători, că dacă o prăpastie atunci s-ar fi deschis înaintea mea, mai degrabă m-aș fi aruncat în ea decât să mă atingă unul dintre aceia. Aceștia aduceau zapise pline cu păcatele mele cele multe. Eu de mult le uitasem, dar iată că ei nu le-au uitat. Le aveau scrise și le puneau pe talerul din fața lor. Balanța a înclinat de tot spre ei, fiind încărcată cu mulțimea de zapise. În partea dreaptă erau niște îngeri așa de luminați și așa de frumoși, că nici nu știu cu ce să vii asemăn. Aceștia stăteau triști și se uitau la talerul gol din fața lor. Unul dintre ei a zis: așadar, noi nu avem nimic ce să punem. Nimic, i-a răspuns altul, afară numai de-o pâine, ce-a dat-o acum 2 zile unui sărac, dar și aceea fără voia lui. Atunci au luat pâinea aceea pe care o aruncasem în scârbă și au pus-o în balanță. Îndată greutatea s-a echilibrat. Toată mulțimea de zapise a fost învinsă de pâinea mea. Întorcându-se către mine, îngerii cei luminați mi-au zis: mergi, sărace Petre, mergi și mai adaugă la pâinea aceasta, ca să nu te ia pe tine diavolii aceștia urâți și să te ducă în chinul cel veșnic. Și, mulțumindu-le, m-am trezit aici lângă voi.
Ce mare bunătatea lui Dumnezeu! Eu acum am văzut numai o părticică din marea lui milostivire. Vai, cum îmi voi plăti eu păcatele mele? Ce voi face eu ca să nu ajung în iad? Pâinea și pâinea unde-i? Da, știu ce voi face. Mă voi lupta să trimit cât mai multe la îngerii mei. Nu vreau să-i mai mâhnesc pentru sufletul meu. Doamne Dumnezeule, ajută-mi! Voiesc să mă schimb. Stăpâne, fie-ți milă de mine că sunt gol și flămând. Ridică-te, ridică-te. Cum te cheamă? Eu sunt alta în corabie, m-a pedepsit. Corabia mi s-a scufundat și am rămas sărac. Corabia mi-era și casă, și masă, și avere. Acum nu mai am nimic. Vai, sărace, greu e să n-ai nimic. Tu însă ai simțit aici, în lumea aceasta. Eu am simțit în veșnicie. Uite, ține haina mea să-ți acoperi golătatea și ia și punga mea și roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Nu mi se cuvine mie să port o asemenea haină bogată. Ce voi face cu ea? Ah, da, știu ce voi face cu ea. O voi vinde și îmi voi cumpăra alta mai săracă. Antonie! Antonie! Da, stăpâne, aici sunt. Vino aici, sluga mea credincioasă. Antonie, să vezi ce mi s-a întâmplat, Antonie. Ieri, mergând către vamă, mi-a ieșit înainte un corăbier care mi-a cerut milostenie. I-am dat haina mea. Apoi, astăzi, trecând prin fața prăvăliei lui Ahmed, negustorul, ce să vezi, Antonie? Haina mea pusă la vânzare. Mult s-a mâhnit sufletul meu atunci. O tristețe fără margini mă cuprinsese. Am venit acasă cu gândul să mă liniștesc puțin. Și m-am întins pe pat. Și am adormit, Antonie. Vai, Antonie, ce bine mă simt acum. Ce fericit sunt. Să vezi de ce. Ațipind, am avut un vis minunat. Se făcea ca o lumină puternică, puternică, mai puternică ca soarele. Eu întărit parcă puteam privi în lumina aceea. Acolo am văzut un om ducând o cruce mare și grea în spate. Mi-am dat seama că era Domnul Hristos. El mi-a zis: ce te mâhnești, frate Petre? Cum să nu mă mâhnesc, bunul meu stăpân? Când ce le dau săracilor din acela ce tu mi le-ai dat mie, ei iarăși le vând la târg. Cunoști tu? Vezi, deci, nu te mai mâhni. Căci de când tu ai dat-o, eu am luat-o și o port. Și mă bucur de schimbarea ta cea bună. Atunci m-am trezit, Antonie. Antonie, dacă în fiecare sărac este Hristos, viu este Domnul Dumnezeu, Antonie, că nu voi muri până ce nu voi fi ca unul din trânsii. Adă o hârtie și ceva de scris. Vreau să eliberez toți robii și să-mi împart averea la săraci. Stăpâne, cum să faci una ca asta? Da, și fă ce spun.
Așa. I-am eliberat pe toți. Numai pe unul, nu. Acela ești tu, Antonie. De tine depinde eliberarea ta. Dacă vei asculta și vei îndeplini ceea ce spun, liber vei fi să faci ce vrei. Dacă nu, rob la barbar vei fi, Antonie. Stăpâne, voi face orice îmi porunce, stăpâne. Iată, Antonie, vom merge la Ierusalim să vizităm Sfântul Mormânt. Apoi vom merge la târg să mă vinzi. Carob, iar prețul meu să-l dai săracilor. Stăpâne, a merge cu tine în Sfânta Cetate dator sunt, ca o slugă credincioasă a ta. A te vinde însă la câini să mă dai, stăpâne, și nu o voi face. Antonie, tu alegi. Te anunț însă că a te da la câini e o nimica toată pe lângă robia la barbari. Stăpâne! Antonie, acum că ne-am închinat la Sfântul Mormânt, să mergi. Stăpâne, te rog să mă ierți, dar nu pot să merg, stăpâne, cu tine să te vând. Crede-mă, stăpâne, nu pot să merg cu tine. Antonie, la târg tu vom merge. Ori mă vizi tu pe mine, ori te vând eu pe tine. Stăpâne, văd că ai rămas neclintit în hotărârea ta. Uite ce, am cunoscut aici, în Sfânta Cetate, un prieten. El e făuritor de argint. Și m-am gândit să merg să-l rog pe el. N-ai vrea să-l rog pe el să te cumpere? Faci cum crezi. Numai de vândut să mă vinzi, înțelegi? La oricine. Ai priceput? La oricine. De asta. Hei, călătorule! Cum pot să ajung și eu la casa lui Zoil Argintaru? A, Zoil Argintaru, nu-i departe. Aici, după colț. Mergi. Da, mulțumim. Zoile! Zoile! Antonie! Antonie! Bunul meu prieten! Vai, de când nu te-am văzut? Ce te-ai schimbat? Ai mai îmbătrânit! Ce să faci, frate? Anii trec. Ca mâine vei vedea și de pe mormântul meu întunecos ridicându-se o cruce. Iar cu sufletul... cu sufletul numai mila lui Dumnezeu. Deci după faptele noastre... Așa e, frate. Fără de el nimic nu se poate. Dar stai jos. Stai jos. Ia spune, cum ai ajuns pe aici, prin Sfânta Cetate? Frate, în cetate am ajuns cum am ajuns. Dar până ajunge la tine, mi-a trebuit atâta vreme... Căldura și drumul m-a obosit, că nu credeam că o să mai ajung. Dar Dumnezeu m-a întărit. Uite, frate, ce e. Am un cuvânt să spun, frate. Da, spune, ce spune? M-a trimis stăpânul cu un rob ca să-l vând. Și acest rob îmi e prieten. Și mi-ar pare rău, frate, să ajungă pe mâna oricui. De aceea, știindu-te pe tine, om temător de Dumnezeu, m-am gândit să vin, să te rog, să-l cumperi tu. N-ai vrea, frate, să-l cumperi. Știu și eu ce să zic. Frate, îți mulțumesc pentru încrederea ce mă porți. Și dragostea ce ai pentru mine. Dar crede-mă, frate, am cam sărăcit și n-am ce să-ți dau pe el. Nu am atâția bani.
frate, te rog, împrumută bani, ia de la cine crezi tu și cumpără-l, frate. E un rob foarte bun, eu îl cunosc de mult și m-am înțeles foarte bine cu el. Dumnezeu îți va binecuvânta toată casa ta pentru dânsul. Știu și eu cum să fac. Cumpără, frate. Dar... dacă zici tu, voi face după cuvântul tău. Îți mulțumesc, frate. Frate Antoni, îmi place de prietenul acesta al tău. Mai ales că spune că știe să scrie și să citească. La mine în casă n-am avut pe nimeni cărturari. Adevărul e că nici n-am avut nevoie de așa ceva. Averea mea... Petre, la grădină, la grajduri, la muncă grea ai lucrat? Stăpâne, multe lucruri am fost învățat a face. Cred însă într-un Domnul că voi învăța și te voi sluji cu cinste. Frate Antonie, m-am hotărât. Uite, ai aici banii, 30 de bani de aur. Acu' eu ce să zic? Să dea Dumnezeu să mă înțeleg bine cu prietenul acesta al tău. Așa să fie, frate. E, acum eu plec. Pe tine te las și zic, Dumnezeu să te aibă în pază. Și acum lasă-mă să-mi iau rămas bun și de la prietenul meu, că-și mă despar cu greu de el, frate. Îți urez drum bun, iar mila lui Dumnezeu să-ți netezească calea. Adio, frate. Adio, frate. Stăpâne, mă minunez de marea ta smerenie și îndelunga ta răbdare. Să mă iert, stăpâne, că până să schimb viața, stăpâne, de multe ori ți-am dorit moartea, mai ales când atunci, de multe ori mă biciuiai. Să mă iert, stăpâne, dar după ce ți-ai schimbat viața, și eu nevrednicul, ce fac acum, te las, și cum te las, Doamne, te las rob, stăpâne, rob. Doamne! Ridică-te, Antonie! Ridică-te! Tu trebuie să mă ierți pe mine, Antonie! Tu trebuie să mă ierți pentru toate înjurăturile, pentru toate loviturile care ți le-am dat, pentru toate zilele în care ai stat nemâncat. Iartă-mă, Antonie! Și să dăm slavă lui Dumnezeu, care nu voiește moartea păcăsosului. Antonie, și roagă-te pentru mine, că mult am nevoie de rugăciune tale, pentru păcatele mele cele multe. Așa voi face, stăpâne, mă voi ruga pentru tine. Acum rămâi cu bine, Antonie, și să mergem fiecare pe drumul nostru. Rămâi cu bine, Antonie. Rămâi cu bine. Adio, stăpâne. O viață de luptă începe pentru Petru de acum. De luptă cu el însuși, cu lumea, cu ispitele diavolului. Nu era ușor. El, care se lăfăise până mai ieri în atâtea bunătăți, muncea din greu acum pentru o bucată amărâtă de pâine și nici pe aceea nu avea întotdeauna. El, cel slujit până mai ieri de zeci de robi, slujea acum umilit altora. El, vameșul,
cel atât de mândru odinioară, suporta acum jigniri, defăimări și lovituri din partea tuturor. Pe cât de mândru odinioară, pe atât de smerit acum, pe cât de plin de păcate atunci, pe atât de căit și plin de răbdare acum. Pe măsura hotărârii sale de a-și schimba viața cu totul, i-a dăruit și Dumnezeu putere, harul său cel sfânt. Las că te leg eu și mă voi duce să-ți aduc ceva de mâncare. Te doare? Ține, mutule, ia și mănâncă. Nu. Eu nu sunt vrednic să mănânc astăzi. Dumnezeu nu m-a băgat în seamă. Astăzi n-am luat nici măcar o lovitură, nici o înjurătură. Cum îmi voi plăti eu mulțimea de păcate? Ce voi da eu în schimb pentru sufletul meu? Ce bine mă simt eu cu tine, mutule. Tu nici măcar nu mă tulburi cu vorbele tale. Ce mare trebuie să fii tu în fața lui Dumnezeu. Dar eu, păcătosul, ce răspuns voi da eu la ziua judecății? În fața milioane de îngeri, ce voi face eu? Ce faceți aici, Petre? Ce faceți? De când ai venit la stăpânul nostru, toate slugile le adui pe lângă tine. Și mereu le înșiri aceleași vorbe goale. Numai ți-ai găsit și tovarăș bun. Mutul acesta care nici nu te aude, nici nu vorbește. Pune-ți mâna pe treabă, Petre! La treabă, nu la vorbe toată ziua! Iată, uită! Unii nu mai pot de treabă și alții nu mai pot de sfadă. Eu nu mai văd capul de treburi, iar vouă vă arde de vorbe. Vorbe, vorbe, toată ziua numai vorbe. Nu sunt bune vremurile, sunt grele. Pune-ți mâna pe treabă, nu mai vorbiți atâta! Petre! Uite ce este! De când ai venit în casa mea, cu adevărat Dumnezeu m-a binecuvântat. Bogățile mi-au sporit, vitele mi s-au mulțit, familia mea e sănătoasă. Fratele Antonie a avut dreptate. Cu adevărat Dumnezeu m-a binecuvântat și asta poate mai pentru smerenia și răbdarea ta cea mare. Smerenia mea? Rădarea mea, cum să fie așa, stăpâne? Lasă, Petre, lasă, că așa cum spun eu. Tu te ostenești mai mult decât oricare dintre slugi, în special la treburile cele mai grele. Pe deasupra, am mai auzit de la unele slujnice că de multe ori ești bătut și chiar bajocorit de slugile cele rele. Cum să fie așa, stăpâne?
Păcatele mele, nu e adevărat. Petre, uite ce m-am gândit și așa voi face. Voi să te slobozești din robie. Să nu fiu una asta, stăpâne. Vreau să te am în casa mea ca și pe un frate. Dar eu nu vreau asta. Și totuși te voi elibera. Stăpâne, te rog, lasă-mă să-ți o jucară, rog. Vreau să rămân la tine. Ce om deosebit ești, frate Petre. Uite, să știi că atunci când vei voi, ești liber să pleci unde vrei, să faci ce vrei. Dar dacă voiești, rog, rog să fii. Așa să fie, stăpâne. Dumnezeu, care rânduiește toate spre folosul oamenilor, n-a voit să rămână ascunsă sub obrocul uitării făclia pregătită de El în focul smereniei și al răbdării în suferințe. Astfel, după câțiva ani, cu rânduiala lui Dumnezeu, la casa lui Zoil, au sosit din părțile Africii, chiar din cetatea lui Petru, câțiva negustori de argint, veniți să se închine la sfintele locuri. Ei, acum, fraților, când am săturat și ne-am odihnit puțin, ia spuneți, cu ce trebuie ați venit pe aici în Sfânta Cetate? Frate Zoile, tu ne cunoști pe noi de mulți ani. Știi că am colindat lumea în lung și în larg grijile muncii noastre. Și mai știi, frate, că noi iubim și noi pe Dumnezeu și ne ostenim pe cât putem să împlinim poruncile Lui. Uite că anul acesta n-am mai amânat și am zis să venim aici să ne închinăm la sfintele locuri. Petre, vin aici. Mergi și dacă o cană cu vin. Ne-am gândit, frate, la tine că tu, fiind aici, cunoști oamenii și locurile și ai putea să ne dai o călăuză ca să ne îndrume spre aceste locuri. Știu și eu. Da, cu adevărat cunosc pe cineva. Mâine vom merge la el și nu vă va refuza. Să știți că nu veți regreta călătoria cu un astfel de om. Frate Zuile! Frate Zuile! Uite ce e. Am să spun ceva. Ce s-a întâmplat? Frate Zuile! În casa ta e un om mare. Mare om? Da. Pe cine? Cum? Nu știi? Nu. Petru, sluga pe care ai trimis-o după vin. Da. Așa e, fraților. Mare om înaintea lui Dumnezeu, Petre. Să știți că e cel mai bun slujbaș al meu. Muncește cât 10. Nu scoate o vorbă în plus. Pe deasupra are o răbdare de fier. Nu mai ne cazuri fac slujbașii ăștia ai mei. Și el le rabde pe toate. I-aș pedepsi, dar nu-i prin asupra faptului. Iar apoi tot ele ține. Bine, bine. După ce că este un mare om al lui Dumnezeu, Petre este un mare om printre oameni. A fost un mare dregător. Dregător? Petre al meu? Dar eu l-am cumpărat ca pe un rob cu 30 de bani de aur. Nu e rob, prietene. El este un mare dregător. Cândva, în cetatea noastră, mare putere avea. Avea bogății nenumărate. Sute de robi, cireți de vite, case și de stelalte, ce să mai vorbim? Petru al meu, eu n-am știut. Da, da, multă supărare a făcut dregătorului cetății noastre, că se lipsește de ajutorul lui cel mai bun. Dacă vrei, să luăm cu noi și să-l ducem dregătorului. Mare bucurie vom face cu aceasta. Luați-l.
Luați-l, duceți-l. Duceți-l la bogățiile lui. Stăpâne, la lui, să se stăpâne, vorbesc, stăpâne. Mutule. Stăpâne, stăpâne, mutule. Vorbesc și aud. Mi s-a dezlegat limba și aud. Cum de vorbești? Cum de auzi? Acum vorbesc și aud. Slavă ție, Dumnezeule. Mulțumesc ție, Dumnezeule. Mare rob al Dumnezeu, Petru, stăpâne. Ce s-a întâmplat, mutule? Mare dar să poți grăi, să poți vorbi, să poți auzi, stăpâne. Lasă slavă ție, Dumnezeule. Mulțumesc ție, Dumnezeule. Mare rob al Dumnezeu, Petru, stăpâne. Petre, păi ce s-a întâmplat? Stăpâne, îți păzesc porțile tale de o viață. Da. Adineaori, de la poartă, l-am zărit pe Petru, cu un vas în mână. Zi mai departe. A dat să intre. Da. S-a oprit, a ascultat puțin, a lăsat vasul jos și a venit la poartă la mine și mi-a grăit așa. În numele Domnului Iisus Hristos, ție zic, deschide-mi poarta de grab. Stăpâne, în acea clipă, a văzut cum din gura lui a ieșit o văpaie mare de foc, o văpaie mare strălucitoare, acea văpaie mare de foc care a ieșit din gura lui, s-a atins de buzele mele și am început să vorbesc. Să aud, stăpâne, stăpâne, vorbesc, auzi, stăpâne, slavă ție, Dumnezeule, și? Mulțumesc și? Ție, Dumnezeule, mare rob al Dumnezeu, Petru, stăpâne. Mai departe. Apoi, da? Ca din senin, am început să grăiesc și a răspuns așa. Da, stăpâne, îți voi deschide de grabă. I-am deschis la poarta, iar el, ca vântul, a ieșit. M-am uitat după el, l-am privit, până ce nu l-am mai sărit. Apoi de grabă am venit aici ca să-ți vestesc. Stăpâne, mutule, vorbesc. Mutule. Auzi, stăpâne. Slavă ție, Dumnezeule. Mare rog pe Dumnezeu, Petru, stăpâne. Slavă ție, Dumnezeule. Mulțumesc ție, Dumnezeule. Mare rog pe Dumnezeu. Mare rog pe Dumnezeu. Și îndată au pornit pe numele lui, căutându-l pe tutindeni, dar nu l-au aflat. Și mare plângere s-a făcut pentru el, dar cu toții au prăslăvit pe Dumnezeu, cel ce are mulți plăcuți necunoscuți de oameni. Iar Petru, fugind de slava deșartă a acestei lumi, n-a încetat a-l mărturisi pe Dumnezeu până la moarte. Și multe minuni a săvârșit Dumnezeu prin el, întărindu-i astfel propovăduirea și proslăvindu-l încă din această viață. Fie ca pilda vieții acestui vameș să ridice din negura păcatelor și să scoată din noaptea pierzării sufletești pe cei ce nu au cunoscut încă lumina cea adevărată, căci toți suntem copiii acelei iubiri care și-a dat propria ei viață pentru viața noastră. Și trăind în această iubire, datori suntem să ne slujim unii altora și chiar să ne dăm viața pentru a-i scoate pe alții de la pierzare.